Descoperirea macabră a fost făcută în această dimineață de câțiva localnici. Aceștia au alarmat imediat autoritățile prin 112. Ajunși la fața locului, polițiștii s-au întâlnit cu o imagine cum rar le-a fost dat să vadă. Pe marginea drumului zăcea corpul decapitat al unui necunoscut. După 10 de minute de căutări la câțiva metri, aceștia au găsit și capul. În prima fază, oamenii legii nu au reușit să identifice cadavrul. Craniul era pur și simplu sfâșiat de animale. Într-un final s-a reușit identificarea. Este vorba despre un adolescent de 14 ani din localitate. Pe trup nu s-au găsit urme de violență. La data de 2 octombrie am fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 despre faptul că la ieșirea din comuna Brastavățu se află un cadavru. Echipa operativă a Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-a deplasat la fața locului. Cadavrul a fost identificat ca fiind al unui băiat de 14 ani din comună. Poliția nu a fost sesizată cu privire la plecarea acestuia de la domiciliu. Oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitatea modului în care s-a produs tragedia. Vecinii spun că tânărul obișnuia să plece de acasă și să se adăpostească în mașini abandonate sau în clădiri lăsate în paragină. Rămâne o enigmă modul în care adolescentul a decedat și cum a ajuns la marginea satului. Misterul îl vor elucida medicii legiști care vor stabili cauza morții. Deocamdată, polițiștii fac cercetări pentru moarte suspectă.